Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Stimați telespectatori, bine v-am găsit la buletinul informativ. Calitatea sfeclei de zahăr anul acesta este rea, din acest motiv suferă atât cultivatorii cât și producătorii de zahăr, care ar fi motivul că sfecla este de o calitate proastă, aflați din reportajul ce urmează. Cultivatorii sfeclei de zahăr și producătorii de zahăr din zona de nord a țării s-au ciocnit cu o problemă majoră în sezonul 2018 de prelucrare a materiei prime. Din cauza secetei fără precedent, sfecla de zahăr și-a pierdut din calitate. Несколько тысяч гектаров площади по всей зоне свеклосеяния Зюцукер Молдова содержит на полях некондиционную свеклу. Что означает некондиционная? Это наличие гнили в том количестве, которое по ГОСТу не допускается к приемке. Давление большое со стороны хозяйств, так как понятно их состояние, это никогда не было в условиях свеклосеяния в Молдове. Что в условиях отсутствия осадков на протяжении последних трех месяцев, начиная с августа, сентября и весь октябрь, то сахарная свекла резко потеряла качество вплоть до гниения прямо в поле. И исходя из этого, нашим правлением Зюцукер Молдова хозяйством сегодня была предложена дополнительная оплата для доочистки вручную, чтобы отделить испорченную некондиционную свеклу от здоровой, для того, чтобы эту свеклу завод мог перерабатывать. Din cauza temperaturilor înalte în luna septembrie, sfecla a început să putrezească în câmp, dar și în grămezi la fabrica de zahăr, astfel cu o rată admisibilă de poluare fizică a legumelor rădăcinoase la nivelul de 7-8%, în luna octombrie această cifră este în medie de 15-20%, câteodată chiar și 50%. De când lucrez din 97, așa sfeclă ră nu s-a adus, nici nu a fost și cred că anul ăsta, cu asta așa să ne luăm rămas bun de seclăria, pe urmă să vedem. O dozăm în fiecare minut, în fiecare ceas, și ziua și noaptea, ca să dăm sfecla în zavod normal. Potrivit experților întreprinderilor producătoare de zahăr din țară, problema sfeclei negre este actuală pentru aproximativ 5-8 mii hectare de plantații de sfecle. În raionul Druchia, în care suprafețele plantate cu sfecle de zahăr sunt cele mai mari din Moldova, situația este cea mai gravă. Afectate sunt 45% din culturi. Dacă în anii precedenți, din prelucrarea 7 tone de sfecle de zahăr de calitate obișnuită se producea o tonă de zahăr, anul acesta este necesară o cantitate de 10-11 tone pentru a produce aceeași cantitate de zahăr. Aproximativ jumătate din suprafețele de sfecle de zahăr din zonă au fost deja curățate. Victoria Conea, Ion Falcă, TV Drochia. Ambasadorul european Peter Mihalko a vizitat pentru prima dată orașul Drochia. Care ar fi scopul acestei vizite, aflați imediat. Ambasadorul european Peter Mihalko s-a aflat într-o vizită de lucru la Drochia. Cu această ocazie, în incinta primăriei, a avut loc o întrevedere între oficialul și antreprenorii, reprezentanții de învățământ, consilierii și primara localității. Întrevederea a fost una constructivă, fiind discutate chestiuni de interes comun. Mă bucur că sunt astăzi în Drochia. Este prima mea vizită în acest raion și în orașul Drochia. Am avut posibilitate pentru întâlnire cu doamna primar, cu partener din societatea civilă, cu antreprenor din regiune. Și am vorbit despre realitățile, despre posibilitățile pentru dezvoltare. Eu am informat despre dorința Uniunii Europene să continuă susținerea noastră și asistența pentru a ajuta îmbunătățirea vieții oamenilor din Republica Moldova prin programele noastre și proiecte de asistență. Am avut și posibilitatea astăzi de a vizita
aici companie, investitor din Uniunea Europeană, companie Suzuki, care este prezența importantă economică, care este și o conexiune importantă, dacă doriți, între Drochia și Uniunea Europeană. Una din problemele cu care se confruntă cetățenii din Republica Moldova, lefurile mici, acesta fiind și motivul plecării moldovenilor peste hotare în căutarea unui trai mai bun, care ar fi soluția de a reține acasă tinerii. Trebuie investiția mai mare sunt tinerii care peste 5 ani, peste 10 ani vor face ca țara aceasta să prospere și vor reveni sau vor fi aici. De aceea nu i-ar interesa. Concret vorbesc de programul Erasmus Plus, de exemplu, care în Republica Moldova ca aplicanți sau ca participanți direct sunt studenții și sunt profesorii de universități. Restul mediului școlar, deci putem fi ca parteneri pentru alte instituții din Uniunea Europeană. Urmând de așa, dacă poate în perioada următoare, ca să putem aplica și noi, deci ca instituții preuniversitare, deci în reprezentanța Institutului General, ca aplicanți în acest program Erasmus Plus, fiindcă asta înseamnă schimb de tineri, asta înseamnă vizită de lucru și vizită de studiu în alte țări. Și văzând modele care sunt acolo, revenind acasă, deci pentru a implementa. Acesta este un lucru care nu necesită atât de multe resurse. Împreună cu programul care oferim renovarea clădirilor și pentru școli, pentru liceurile, pentru grădinițe, oferim și alte programe care merg exact în această direcție. Deci, este programa de învățământ, de educație și traininguri profesionale, care este exact pusă în loc pentru a oferi tinerilor deja pregătirea profesională ca să fie ei mai bine pregătiți să-și găsească locul de muncă. Ne bucurăm de vizita domnului ambasador a Uniunii Europene la noi în Drochia, fiind o ocazie de a vorbi de probleme, de soluții și desigur că de niște obiective care le trasăm împreună. Este o oportunitate și o șansă pentru întreaga localitate de a avea condiții de viață mai bune, datorită vizitei a oaspetului de onoare. Aceasta este opinia autorităților locale. A fost într-adevăr o discuție foarte constructivă, unde s-au discutat atât probleme, cât și s-au identificat oportunități și provocări unde ar putea dumnealui nemijlocit, prin intermediul colegilor din delegația Uniunii Europene, să se implice și să ajute comunitatea noastră. Sperăm că, după cum a menționat și dumnealui, vor mai reveni deja cu unele soluții și cu propuneri concrete. Sperăm că, într-adevăr, această discuție nu va rămâne doar la nivel de discuție, dar se va solda cu pași concreți și cu soluții concrete la problemele care au fost identificate. Au fost discutate la fel și proiectele care au fost implementate în orașul Drochia cu asistența Uniunii Europene, precum și inițiativa în care primăria orașului Drochia este semnatară, primarii pentru creștere economică, care la fel este o oportunitate pentru noi de a accesa fonduri direct, fără implicarea guvernului. Aflându-se în orașul Drochia, Peter Mihalcu a vizitat și câteva întreprinderi din localitate, a fost în vizită și la televiziunea locală TV Drochia. Peter Mihalcu a fost numit șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în mai 2017. Victoria Conea, Ion Falca, TV Drochia. С коляски я уже считаю, что 16 лет. А у меня детская травма. Просто случилось так, что уронили нечаянно, а потом уже возраст у меня она стала деградировать. În hall de la etajul 2 al primăriei orașului Basarabeasca a fost lansat vernisajul tablourilor pictorului Mihail Cădân. Я сейчас июле выставлялся в Камрате первый раз в своей жизни. Я свои работы в таком масштабе в Камрате галерея выставлялся. Сколько
не меньше 30 работ. Ну, у меня 33, здесь 21. То есть я где-то считаю, что уже 30 лет примерно. Так с детства я как карандашом только занимался. А где эти обыкновенные? А где вы учились? В Московском заочном народном университете искусств. Трехгодичное отделение закончил там. Din cauza lipsei unei săli de expoziții sau chiar a unui muzeu în orașul Basarabeasca, Mihail Cadân a expus tablourile sale alături de cele ale elevilor de la Școala de Arte. A dus o plăcere deosebită nouă să vedem aceste tablouri, aceste peisaje, aceste portrete care sunt expuse astăzi aici. Copiii prezenți la expoziție admirau pânzele lui Mihail Cadân, pline de conținut personal, iar privirea pătrunzătoare a portretelor le-a umplut sufletele copiilor cu emoții pozitive. Мне понравилась эта картина, как там бабушка с пирожками или с чем-то идет куда-то в гости. И здесь краски такие, где нигде не достать, а прям все выработано в точь, как в реалистичном мире. Мне понравилась эта картина, потому что надо было каждый блик вот этот вот прорисовать аккуратно. Он такие картины рисует, прям хочется разговаривать с этой картиной. Ты можешь себе как воображаемого друга использовать. Cu toate că domnul Mihail nu este un pictor chiar atât de vestit cum sunt Leonardo da Vinci sau chiar Picasso, este un pictor care ne reprezintă raionul, ne reprezintă cât de puțin, dar ne reprezintă Republica Moldova. Este un exemplu pentru mici pictori începători. Este foarte detaliată, este foarte bine este redată iarna în această pictură. Tablourile lui Mihail Cadân sunt un exemplu bun pentru copiii care își doresc să învețe să picteze, iar munca și dragostea față de artă este unicul partener în timpul executării picturilor. Я чаще всего как бы своих близких и знакомых, потому что они были как бы ближе и они как бы большинство были со мной в контакте, как сказать. Когда я езжу, я всегда любуюсь природой, творением, то, что Господь делал. И вот выбираю, где более красивые места. Mihail Cadân susține că el pictează lucrări la comandă, iar doritorii de a avea un portret de familie sau a unui prieten se pot adresa la numărul de telefon 068 99 59 80. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți cu TV Drochia. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.